facem liniște, nu facem multă gălăgie. Când doarme cineva, încearcă să doarmă, luăm pernița ornamentală să vedem ce se întâmplă cu ea, de ce avem pernița ornamentală în pătuțul copilului. Salutare tuturor! Herkese merhabalar! Învățăm puțină turcă, nu? Deci măcar atâta! Bine am venit și revenit cu toți ei, dragi prieteni! Suntem foarte bine, suntem acasă, că este puțin frig, dar suntem foarte bine, slavă Domnului. Astăzi vreau să vă povestesc anumite chestii care cred că nu le știți, mulți dintre voi. În primul rând, haideți să începem cu începutul, da? Tot începe la spital, când naștem copilul. Știți că aici nu este ca în România botez. Și dacă nu avem botez, atunci la spital, cum naști, doctora te întreabă un lucru. Care vrei să fie numele de buric? În Turcia se zice Göbekli. Care vrei să fie? Și noi am ales Berkay, numele care îi place băiețelului meu, Berkay. Nu am vrut să-i... De fapt, el vrea să-i punem numele Berkay, dar noi am ales Batu Alexandru. De ce? Din cauza că Berkay și Berk seamănă foarte mult între ele și noi atunci am ales să-i punem numele de buric, Berkay, ca să fie și băiețelul meu, Berk Adrian, fericit, că și-a pus numele frățiorului. Da, deci toată distracția începe de la spital, alegem numele de buric. La noi nu este în România nume de buric, aici este care îl pune doctora imediat la spital. Primul nume care se spune la urechea copilului când se naște, se spune a fi numele de buric. Așa, după aceea venim acasă, ne dă, da, ca un fel de certificat de naștere care nu prea seamănă cu al nostru. Ne dă certificat de naștere, venim acasă, știți că nu este botez, cum am spus, ca la noi. Ce se face acasă? Cineva care știe să citească Coranul, îi spune rugăciunea la ureche și îi spune numele copilului care este și cam așa ar fi la ei botezul. După care, după 40 de zile sau în estea 40 de zile, depinde de cum doriți, se mai face acasă un mevlut, care mevlut ce este, de fapt, este, se spune tot așa, rugăciune, vine o femeie, se strâng femeile în general, se strâng femeile, se face o rugăciune, tot așa vine cineva care știe să citească Coranul, citește din Coran, spune iarăși numele copilului la ureche, citește copilul la ureche, citește rugăciune, pregătim ceva de mâncare pentru oaspeți, bineînțeles, împărțim ceva dacă dorim, sunt Coranuri mici, dacă dorim putem împărți Coranuri mici, pentru că au venit la copilul nostru la mevlut. Când se citește rugăciunea, se dă un pahar cu apă, se puțină făină, sare, zahăr, se pun toate în farfuriuțe, dar asta depinde și de zonele unde suntem, da, fiecare cu zona lui, fiecare cu, știți cum este în și România, deci așa. Aici așa se face, se pune sare, se pune zahăr, ca viața să fie și dulce, și sărată, și sănătoasă, și sătulă, și... Vă spun sigur că mulți dintre voi nu știți ce se întâmplă cu această periniță, de ce avem această periniță. Când luăm pătuțul copilului, ne spune că această periniță ornamentală este inclusă în preț și în pachetul pătuțului. Și cu ocazia acestui mevlut, cam tot familionul vine și toți prietenii vin, da? Și aici începe distracția, distracția cum este, de ce aici iese la vedere, de ce am luat această periniță, de ce este această periniță, ce facem cu ea, haideți să vedem ce facem. Ta-ta-ta-ta, cam acesta este rostul perinuței, da. Se pun banii și aurul, ce primești, dar bănuți de aur, cum vedeți aici, bănuți de aur se pun și bani se pun pe ea. De ce pe această periniță? Pentru că eu mă pusesem prima dată la Adrian,
și toți încercau să pună pe Adrian bani. Și cu toate că aveam perinița, mi s-a părut o aiureală. Adică și în primul rând aveam impresia, cine o să-mi pună mie ceva? Nu o să-mi pună nimeni nimic, mă gândeam. Și când am văzut că toți încearcă să pună pe Adrian bani sau așa, imediat, de fapt, o rudă mi-a spus, nu ai periniță? Și am zis, ba da, este. De fapt, se pune lângă copilași, acolo, în pătuț sau în salon, dacă am adus copilul în salon, și după aceea toată lumea își pune acolo cadouri pe periniță. Pentru acest lucru este perinița. Că se pune mult, că se pune puțin, acum, na, asta este cât se pune, dar toată lumea, dacă nu știți, dragi mămici, de pitici, care sunteți venite noi în Turcia și încă nu știți, deci această periniță pentru acest lucru este. Și cam atâta. Cam asta se întâmplă. Depinde de zone unde sunteți în Turcia, poate să fac mai multe și nu știu eu. Dacă știți mai multe, puteți să-mi spuneți, să scrieți și mie, vă rog. Pentru că eu atâta știu, la mine atât s-a făcut. Și cam atâta pe ziua de astăzi. Vă pup și ne revedem data viitoare cu un video iarăși frumos. Și doresc să vă vorbesc despre circumziție la băieții mei, ce am făcut, ce o să facem, cum o să facem, și cred că următorul video ăsta o să fie despre circumziție. Haide, vă pup, pa și ne revedem data viitoare!